Mă, ce să fac eu cu bagajele astea? Mă, de o ideea vă spun vouă, nu vă puneți cu mine! Mă, nu vă puneți cu mine! Iar am primit pachete de pe străinătate. Nu vă puneți cu mine că n-aveți șansă. Eu desfac colete, voi ce desfaceți? Restanțele la lumină, apă și gaz. Să nu vă mai zic de bănci. Voi desfaceți plicurile la restanță. E, alo! Ca să fii intercooler ca la mașinile alea cu, care are din ăla, știți voi ce vreau eu să zic? Turbo. E greu. E greu, mă. E greu pentru că în viață una e să te naști șoim, vulturi, și alta e să te naști techo, pădute. Merez, mai că nu vă răspund. M-ați ninosit că am primit pachet, să începem să desfacem. De la cine am primit pachet? De pe Italia, bineînțeles, sigur că da, de unde? Deja în călduri de la cumnata. De la cumnata, de la oameni. Oameni, mai după cum bine vedeți, butoiul la loc de cinste. Butoiul la loc de cinste. Și acum să începem cu prima aclimatizare, pentru că aici o luăm pe asta. După cum vedeți, într-o ioi. E într-o din asta care mâncava-și Dumnezeu. No, are tata farfare al Nero di Sepia. Bă, și voi mâncați farfale al Nero di Sepia. No, ziceți. Și voi aca-aca farfale al Nero di Sepia. Nu ziceți că și astea-s 2,50 lei. A? Eu vi le arăt. Voi vă uitați la ele, consultați prețurile, eu le pui în labuș și le mânc. Farfale. Bă, ca să mânci farfale de sepia neagră. Apoi trebuie, fii atent aici. Fii atent aici. Scamorza afumicata a fete. Nu uitați numai ce brânzeturi mânc eu. Scamonza afumicata al fete. Asta e pe spate, dar eu vă nu vi le arăt. Mere cu macaroni. Voi când prindeți din astea, le puneți la ziua onomastică. Mă, să ne înțelegem, eu mă refer la lista de neagră. Înțelegeți? La lista neagră. Olive verdi, originale din Italia. Vedeți că scrie în italiană? Nici nu are rost ca să amestecăm. Să amestecăm româna, că eu vedeți după cum ăsta, vedeți că eu mânc numai din străinătate. Liană, dar păi după ce mi-a pus cafea din asta la vața pasionale? De ce o desfac chiar logo? Păi, dar nu te îngătu, mă, tică, dar tătăi, dacă e alu lobo, nu-i? Pasionale, la vața pasionale. Păi, dar nu-i tăt, auzi, e alu lobo. Dar cumva ăsta e pe picioarele lui, pe munca lui, pe truda lui. A? Aici zice, non il pane la cocoliamo. Noi il pane cocoliamo. Adică noi cocoloșim pâinea. Înțelegeți? Și scrie bon appetit. Ce-i? Ce fac și eu, nu pot să vă știu. Dar e numai hârtia că noi avem aici zucherata de montare. Da montare, zucherata da montare. Fiti atenti. Stati atenti. Zucherata da montare. Casă. Ziceți că le-o luat din spate de la, ăla de la pubelă, gubelă. Ha? Ha.
rana. Rana, asta iară se mâncă cu ricota a spinacii. Hai, Liana, bagă-le în frigider, să nu stai la ăla. Uitați la televizor ce arată. Numai la împinge tava cărnuri, ele bot, unde tăti intri, să-mi le iei în mână? Păi iară și ăsta, ce tăi stai? Vorba aia și frumos că te pălmuiesc în direct. Bine, tu iară e smecheră până mă enervez. Așa. Le arată la români, le arată la român mâncare. Bineînțeles, ați văzut. Mascarpone. Avem mascarpone. Bagă-l în frigider. Am un pui o frigiderul. Avem parmigiano. Nu mai mânc brânzeturi de pe la români. Ne-am săturat de ele. Avem glicemia mare. Mâncăm din Italia. Formaggio fresco, dă-mi lingura. Dă-mi lingura să iau că ăștia zice că îți cutii gole. Stai aici unde fugi. Stai aici unde fugi. Să iau un formaggio. Fresca, fresca. Tu, lingurița, mi-ai dat lingura de pule. Ai zis lingura. Nu știu ce-i cu tine. Ai, cred că ai bărbat care umbli cu și te freacă pe undeva. Poate vrei să-ți dau polonicul. Bine, bine. O punem aici deoparte. Pentru că asta mă inițiază. Că mai avem pe sora sa, gemela. Gemela și punga. Tata ca și când era copil mic. Îi spartă. Am vrut să fac ca și când eram copii mici. Noi, mai de mult. Gorgonzola. Dimineața. Avem gorgonzole. Casa, dar ce? Eu de când am mâncat mozzarella. Mozzarella Galvani. Uitați-vă la mozzarella Galvani. Scoatem punga de aici. Ice bag. Mergem în continuare pe referi. Care tata referi? Lobo, nu le ai tăce să le mânci numai tu. Nu le ai tăce unde arăhide. Nu le ai să le mânci numai tu. Du-te, vezi ce-o făcută ea. Cât e scorul? Chiar echipa aia de sus. Du-te, vezi cât e scorul la echipa aia de sus. 2-1 Finlanda. Femininul. 19. Under 19. Cât e? 2-1 Finlanda și al doua gardă. Bine, dă un refresh să vedem câți bani am pe cont. Ca pe ce prind eu. Atâta. Dar îi scrie minutul 45. Acolo. Nimic nu cade. Nu vezi că dă întrepieghile. Lasă să dărâm trepieghile! Nu, bă, sugaci. Ești un sugaci. Sugaci ce n-ai văzut. Ești un sugaci. Îmi spui că-i 2-1. Nu, nu-i mai bea mie carul. Coniorițe. Coniorițe. În continuare, după cum bine vedeți, strângele alea de acolo. Dar ce e asta, mâncața-și buro, chiarificat-o.
Ce e asta tu? Unt? De care bot? Da? Deci numai naturaleță. E 1, 5 și 6. Tot din ele fără sus. Trebuia să fie și triu. Nu, 6 e cu sus. Uitați. Asta e de la Perche. Perche. Continuare avem Intera. Devine veverița. Marea ei bucurie. Ăla m-a enervat tu. Intera. Asta e la Lobo, sus. Opa. Cu biscotii. Cu biscoturi. Aha. Cum îi place la pochile să bătuie în aici, dacă vreau, eu îi fac la veveriță, culcuș. Tă-tă-tă-tă, roage. Și încă un biscotu. Mă, gura voastră nu mâncă din astea. Gura voastră, lista neagră. Asta Jean Constantin, toate pânzele sus, dam cu polonic la cap. Pac. Italienii, ce mari le face, geam, nu ca a noastră, de aici prins polonicul. Ei, și când am adus atunci din ele multe din Italia, străcuritor, am intrat într-o casă, n-am avut ce să ciordesc și i-am luat din dulap, i-am luat din dulap arghe. Arge scrie aici, i-am luat din dulap vesela. Ce să știu? Ăștia dinți. Încă o cucuvia. Încă o cucuvia cu Swarovski. Cucuvia cu Swarovski. Asta la socori. Dar ce-i plac la pochinii cu cuverile? Ce-i plac la pochinii cu cuverile? Băi, e de lucru aici. Bă, aici e de lucru. Home idea. Guarlani e audutua. Ăsta e din ăla pentru... Nu, ăsta chiar care aur. Și capacul. Dar uite în ce le-au pus astea, ca să nu se... Tătul din ăla. Asta-i pentru mine. Asta-i pentru mine. Lingură din aia de la Japonia. Deja am răzit. Eu și când mă fac că mânc. Hai, botiele astea. Eu și când mă fac că mânc, apare răgăitura. Mergem în continuare, domnilor, după cum vedeți, ce m-a enervat Lobo. Aici avem Bitra Moretti. Bira Moretti. Ce? Nu te mai bere? Ha? Da. Asta e un din ăla, iară, un animal din ăla mic. Un animal din ăla de jucărie. Pe geaul. Avem pe geaul. Platou. Mai trebuie să-și cumpere Lobo ceva? Nimic. Tot din Italia.
Aici am impresia că numai Alblid. Mamă, în casă o să mor eu. Cocolino? E tata. Cocolino? Ce mare asta, cred că e oală. Mamă, ce mare e platou. Ăsta e platou. Ăsta e platou și înăuntru avem zahăr. N-a Liana, pune zahăr din ăsta, nici nu pune nimic acolo. Zahăr. Și aici, pe platou, după cum bine vedem, lumânări parfumate. Mergem, domnilor, în continuare. Trebuie să nu batem vântul în față. Ciuperca. Ciuperca din poveste, pe care Alice, în Țara Minunilor, o consuma. Îi dădea ăla să consume la Alice ciupercă. Înțelegeți? Aici, după cum simt eu la mână, e tablou. Sigur că da. Cu dantele, oglindă-i. Bani. Aaaa! Uitați-l pe Oconașul când era mic. Oconașul când era mic. Băiatul meu, când a terminat facultatea, și dantele din alea care... Stai că mai este una. Așa. Mami, ăsta ce-i? Preș la ușă. Uitați-vă, din străinătate. Preș la ușă din străinătate. Mergem pe varianta detașabilă. Ușuși. Ce-i ăsta, Liana? Eu am crezut că e ceva control ginecologic. Eu desfac pachete, voi desfaceți note de plată. Voi desfaceți note de plată. Cine e mai bandit? Stai te uiți pe telefon. Stai te uiți pe telefon. Asta bagă-le în frigider. Și a cacat tata unul din ăsta. Grande nostra amore. La bot. Mandule. Ecco, ecco. Mandule. De pus pe masă, să nu te prind că mi-o pui mie, că mie nu trebuie. O pisică privind la lună. În Italia, pisicile privesc luna, nu ăștia lupii. Cață. Astăzi din area de bucătărie. Ce e bucătărie? Ce? La Lobo? Ia-le. La Lobo.
Trăcuritoare. Cu asta dacă te gândești bine, mergi și la pescuit. Mergi, a, așa, să pui așa, pui și... Strecori. Asta cred că se miroase mașina. Salamandra. Natura cheamă, adică natura te cheamă. Să mănânci din alea, nu știu. Și astăzi e pus pe acolo. Breloc la chei. I-am zis să nu mai pui brelocul la chei. Și ăsta ție. Deci după câte văd eu, vouă numai. Ha? Da? Secera și ciocanul. Sau la gât. E scump, Pauli. Aveți ce face. Asta mi-i țimați cu gatul. Nu, că aia chiar, că aia pentru pisica lui mama, cred că. E? Eu... A, nu, că sunt alea de sare și piper. Da? Păi tu și aici sare și piper. Ia să vedem. Padela. Padela de la Padelan. Ketchup-ul și ciocanul. Na. Aici e o lingură, de-aia de luat goji. Noi folosim goji. Gamberi. Din aia la cutie, merișoare. La vață. Dar ce? Brazil. La cine? Eu nu folosesc cafea de asta. Eu nu folosesc cafea din aia. Alt set de lumânări cu inimioare. Gă? Asta mă place. Asta și la veveriță îi place. Uite, carabinieri la televizor. Și aici un caiet pentru notiță. Un caiet pentru notiță. Îl luăm și îl dăm mai departe. E gata aici. Ce să bagă acolo? Acolo bagă. Truse. Truse. Pavesini. Avem pavesini. Latte scremoto. Avem latte scremoto. Yamamoto. De la latte scremoto. Vedeți ce valiză periculoasă. Iui, pute să ieși. Iui. Amaretti. Pacea o cunoaște amaretti. Solubile biologic cafe. Îți. Din astea care au arătat ăia, eu fac experiment cu una, care au arătat că se face numai din aia ață. Oh!
astea îmi plac, nici de făcut asta n-am zis. Astea îmi plac, ai grijă cum mi le prepare astea. Astea da macaroni. Astea da macaroni. Pito gata. Nu știu ce e aici. Nu știu ce e și nici nu-l desfac. S-a umblut la el. Tricola Lobo. Mamă, câte sunt, să mori dacă nu... Nu sunt mai gata. Ulei din Rafinesco de la cu 79 de euro. Normal o sticlă de un litru. De... 300 ca să de 250 de grame. E 300 de euro. Aici... Ce e aici, bot? Cioco. Nature cheamă, amo estere și cailer. Cailer bontic. Cioco, cioco. Uf. 147 de euro. Voi ați crezut uleiul ăsta. Voi ați crezut că e o... Știți? E un băiat. Știți că e un băiat și aici sunt gemuri de caință. Cine stă să scrie mesaj bot? Nu e de care italiană, de ce? De afine, tu de-a făcut. E? Ce de afine mâncare? Face pochili, ia uitați-l. Misura. Cous, 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 cous. Cous, cous. Cous, cous. Cous, cous. Alt ulei. Nu-i ulei. Sirop. Sirop. Ia, sirop din Italia. Sirop din Italia. Aici din ele de spălat vasele. Asta mă face mie cu brânză. Sistemul ăla de macaroni. Al sirup bio. Din ala la... Asta nu e de ala la ușă. Asta unde se pune? He? Pune-mi în baie. Păi lung, cum să-ți spun. Păi cât e băiat? Nu, că mi-acoperă Grecia, frumusețea mea de Grecia. Stafide. Gălune. Voi numărați. Gălune. Numărați. Am mutat acolo. Merișoare. Insalata. De-aia de ciuperci. Mami, să-mi faci pe sală. Ba nu, că mânc ceafă. Mânc ceafă. Mânc ceafă, măi. Pistachio. Ii tu cremă din aia. Cremă din aia, ești pistachio. Ce? Da unde merg mă mult? Să-ți faci unghiile și manicură. Gâtă mătii. Mere să faci unghiile și manicură. Și în sfârșit, preferatul meu gem de caisă.
preferatul meu gen de caise pe care îl face cu nățica. Aici iarăși din ele de spălat. Frutusio. O să spune asta, nu încerc nimica. Frutusio. Făină ca să-mi facă prăjitură. Expre. Bă, vedeți că la mine nu se mâncă prăjitură, numai cu făină din străinătate. Înțelegeți voi? Capa gol. Și merge tata pe un suc din mugurele. Din afine. Das Originals. Italian, îl desfacem. Au, ce acrișorit! Deci, măi, prieteni, după cum bine vedeți, Ia să dăm camera în coace. Înțelegeți voi? După cum bine vedeți, prietenii mei, Nelson trește pe picior mare. E foarte greu. E foarte greu în ziua de astăzi să n-ai un loc de muncă și să nu te doară cap. E foarte, foarte greu. E foarte, foarte greu. De ce? Uitați-vă, ca să nu credeți că eu vă mint pe voi. Fiți atenți. Vedeți-l? Vedeți-l cum stă încovoiat? A? Îl vedeți cum stă încovoiat? Ia uitați. Frigiderul meu. Ni. Acolo, dacă intru peste cu voi, scărnuri, scărnațuri, scărnuri, din cocenii, de tăche. Vinurile la loc de cinste de la Stella Petronella și Gregori Tomuță. Înțelegeți? Și nii, cu ce mă așteaptă? După ce vine de la unde? Zvâr? Bineînțeles, face, să pun așa să nu bată umbra, face gomboță cu cartofi și cu prune. Tata, bandit, avăla, ube tata copiii, iau!